care vor fi luate în orele următoare în București. Un summit important la care vin 12 șefi de stat este în pregătire. Securitatea ați luat pentru summitul de mâine. Bună ziua, sunt plutonier Basucalin din cadrul Serviciului de Comunicare a Jandarmeriei Române. Cu ocazia summitului celor trei mări, Jandarmeria Română va asigura măsurile de ordine publică pe traseele de deplasare, la locurile de cazare ale oficialităților, precum și la locurile de întâlnire ale acestora. Luptătorii din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române vor constitui rezerve de intervenție antiteroriste. De asemenea, în cazul producerii unor situații deosebite, avem capacitatea de a sprijini pe colegii noștri în cadrul poliției sau al celorlalte structuri care gestionează situații de urgență. Pe câte trasee sunt asigurate măsurile astea? Vom asigura pe toate traseele, atât la locurile de cazare și unde se vor desfășura și în București celelalte ședințe oficiale. Vă mulțumesc! Aș vrea să schimbăm un pic registrul legat de acea lovitură de stat. Știți de ce s-a făcut plângerea după un an de zile? Vă mulțumesc! Momentan nu am mandatul pentru a da declarații cu privire la acest eveniment.